Ce înseamnă Colentina? De când s-au montat gardurile de la Primăria Capitalei, a montat garduri la tramvai și acum s-a blocat tot. Și așa e în fiecare zi. Bară la bară. Stăm în trafic mai mult decât stăm acasă cu familia. Din cauza la niște oameni care conduc țara într-un mod foarte prost. În loc să se investească în infrastructură, să se investească masiv în infrastructură, pentru că noi de asta avem nevoie, infrastructură rutieră, feroviară, maritimă, avem nevoie de transport ca de aer, metrou care să lege capitala de la un cap la altul, în mai multe puncte. Lege de la voluntari să se ducă la drumul Taberei, să se lege Pantelimonul, să se lege toate. Pentru că așa nu o să ajungem nicăieri. Oameni buni, nu mai investiți în borduri, supraborduri și supraînălțarea bordurilor. Investiți în infrastructură rutieră, în șosele mai largi, mai mari, poduri, investiți în lucruri care ne sunt de folos, nu în borduri și în spații verzi și supraînălțarea bordurilor, schimbare de pavaje și așa mai departe. Infrastructura rutieră, asta ne omoară cel mai mult, de asta avem nevoie. Colentina e blocată toată și așa e în fiecare zi. Cum să circul cu mașina? Ce să faci cu mașina în București? N-ai ce să faci cu ea. Degeaba o cumperi. Pentru că stai în trafic. În loc să ai spațiu unde să poți să lași mașina la intrare în oraș, parcări multimodale și așa mai departe. După aia gură de metrou care să facă imediat legătura. Dar vrei să iei metrou de la voluntari, de unde să-l iei? Că nu există metrou, pentru că nu s-a construit. 30 de ani, frate, în 30 de ani nu există să nu construiești. Nu poți să nu construiești un metrou. Imposibil, n-ai cum. N-ai cum să nu construiești un metrou. 30 de ani, e imposibil. Și dacă îl faci la lopată cu oamenii care sunt în România, oamenii din România pleacă în străinătate să muncească, când aici ar exista locuri de muncă. Dar nu se dorește să se dezvolte țara asta. Oamenii care sunt acolo cu la putere nu doresc dezvoltarea ei, doresc doar distrugerea ei. Atât amenzi și atât, în rest nimic altceva. Uitați-vă cum arată Colentina zi de zi la orice oră care vii. Orice oră, nu contează. Zi de zi este la fel. Câteodată iei coada din voluntari, imediat după ce ai coborât podul de la metro, ajungi la piață, la gheață acolo și iei coada, bară la bară, să ajungi până la obor. De ce nu există metro să facă legătura, să lăsăm mașinile la voluntari sau la Colentina, la pod? De ce, oameni buni, de ce nu investiți în infrastructură? Investiți numai în borduri, supraborduri, pavaje și iarbă verde și flori, panseluțe. De ce nu se investește aici, în infrastructură? Uitați, avem nevoie. Vrem șosele, vrem parcări, vrem metrou. Nimeni nu-și dorește să stea în trafic mai mult decât cu familia. În loc să stai în trafic, puteai să ajungi mai repede la serviciu, puteai să ajungi mai repede să-ți rezolvi o problemă, puteai să ajungi mai repede acasă, să rămâi cu familia, să te bucuri de timpul pe care l-ai împreună cu familia, nu să stai în mașină. Stai în mașină, în trafic și ce ai rezolvat? Ce ai rezolvat? N-ai rezolvat nimic. Pentru că noi de asta avem nevoie, avem nevoie de infrastructură rutieră. Nu de borduri, nu de flori, nu de panseluțe și nu de firme de pază care să păzească florile. Nu, mai bine faceți șosele, oameni, chemați oameni, chemați români, plecați în străinătate, chemați în țară, uite să muncească.
locațiile de muncă. Că avem nevoie de șosele, de poduri supraetajate, parcări, metrouri. În toate capitalele țării există metrou de la un cap la altul. Poate chiar și în zone, să zic așa, periferice capitalei. Zona metropolitană, cum se spune acum. Ce să stai în trafic? Pentru ce? De asta avem nevoie. Nu de altceva. Consumăm bani pe motorină și benzină. Consumăm timpul nostru care este prețios. Consumăm nervi. Și așa murim mai repede. Tot enervându-ne zi de zi, zi de zi în trafic. Tot așa. Asta e. Asta e România. România bară la bară. Așa se spune. Spui în Europa, România. Spui bară la bară. Și aici am să închei acest vlog, oameni buni. Am plecat de la avion și acum sunt abia la doamna Ghica. 6 minute. Dacă veneam pe jos, ajungeam mai repede și ajungeam și mai departe. Oameni buni, vă spun numai bine, sănătate și răbdare în trafic. Altfel nu o să putem să facem nimic dacă nu avem răbdare. Dar răbdarea asta noastră și-a cam atins limita. Și-a atins limita, oameni buni. Câtă răbdare să ai, nu mai poți să mai ai răbdare. Te-ai săturat 30 de ani să nu faci o șosea, o bandă de mers. Am pus semafoare. În timp s-au pus semafoare. Pentru ce s-au fi pus semafoarele astea putea? Oricum aș trebui. Oare câte zile pe săptămână este nevoie de un semafor ca să oprească niște mașini când ele merg cu viteza Mercurii? Asta este capitala României și asta este șoseaua Polentina. Și cei care stau la cârma țării și la cârma sectorului 2 și la cârma tuturor consiliilor nu fac decât să pună borduri, panseluțe și alte cele, altceva nimic. Firme de pază, contracte, babane, ca să păzească florile, panseluțele. Atât, altceva nimic. Iar noi, oameni buni, stăm în trafic, ne pierdem vremea, în loc să stăm cu familie. Stăm cu familie acasă o oră. De ce să pierd vremea să mă duc până la obor? Nici eu nu mai vreau să mă duc până la obor, dar am o treabă importantă și trebuie să ajung. Cu bicicleta nu pot să mă duc, că n-am unde să o las, că mi-e frică, că mi-o fură. N-ai cum să te duci, că nu există niciun fel de pistă, în primul rând, aici, pe Polentina, nu există pistă de biciclete. În al doilea rând, la obor, nu există rastel de biciclete să poți să o legi și este pericol, ți-o fură. Așa că, oameni buni, n-ai nicio variantă. Cu autobuzul nu merg, de ce să mă înghesuie cu toți, să mai iau și boala coronavirus? Și atunci, ultima variantă este mașina. Și mașina stă în trafic. Oricum și autobuzul stă în trafic. Nu e mare diferență. Ne-ar trebui, nu știu, ne-ar trebui metrou, asta ne-ar trebui, metrou. Dacă aș avea metrou, aș lăsa mașina la capătul orașului și m-aș juca metrou și aș pleca să am legături în toate punctele importante, în toate nodurile capitale, să poți să te duci oriunde vrei cu metrou. Asta vrem, vrem metrou. Nu vrem ambuteiaje și stat în trafic. La revedere, oameni buni, numai bine!